Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat o campanie națională de controle asupra firmelor de transport rutier pe parcursul săptămânii trecute. Acțiunile inspectorilor au constat în verificarea încheierii și executării contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto. Prin această campanie națională s-a urmărit identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată și determinarea acestora de a respecta prevederile Codului Muncii și ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto. În cadrul controlelor efectuate, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au efectuat un număr de 14 controle, verificând un număr de 18 conducători auto. Nu au fost depistate diferențe majore, aplicându-se doar avertismente scrise și 22 de măsuri privind remedierea neconformităților constatate.